Bună ziua! Bine v-am găsit la Timișoara. De fapt, aș putea spune că a început să-mi placă foarte mult aici la dumneavoastră. În primul rând, deoarece se construiește foarte mult în ultimul timp. Și chiar aș dori să rog Sorin, poate mă ia și în gazdă și îmi fac și eu flotan de Timișoara, că tot vin atât de des împreună cu el în vizită. În primul rând, adoptăm azi hotărârea de guvern care ne permite plata pensiilor înainte sărbătorilor de Paști. Este un gest firesc de respect față de seniorii României. Știu că va fi foarte multă muncă în ministere, case de pensii, poștă, bănci, dar cred că toți cei implicați, care au un părinte, o bunică sau un unchi, își dau seama cât de mult contează acest gest, mai ales înaintea cele mai mari sărbători creștinești. Am vrut să facem această ședință de guvern la Timișoara în semn de respect pentru toți locuitorii din Timiș. Este un semnal clar pe care Guvernul României îl dă astăzi. Județul Timiș merită și are dreptul să aibă parte de investiții guvernamentale de anvergură, pe măsura contribuției pe care o are la PIB-ul României. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În Banat, Timișul a fost văduvit mult prea mult timp de proiecte majore. Deși este unul din polii de creștere economică ai țării. În 30 de ani, prea puțin din banii cetățenilor din județul Timiș s-au întors aici în investiții care să le facă viața oamenilor mai bună și prea puțin investiții în infrastructură, astfel încât să fie atrase și mai multe oportunități economice. Astăzi, demarăm procedurile pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara. Este un obiectiv foarte important pentru viețile a zeci de mii de pacienți din întreaga zonă, o investiție prin PNRR de peste 230 de milioane de euro. Noul institut va avea 250 de paturi și ambulatoriu integrat cu 26 de cabinete medicale. Vor fi dotări de ultimă oră pentru analize de laborator, imagistică, bloc operator, terapie intensivă și centru pentru transplant. Asta după ce